Și în italiană am învățat foarte repede limba română. Îți place? Cam în două luni am început să vorbesc. Felicitări, oricum vorbești foarte bine. Adică nici nu se simte că n-ai fi de pe aici. Când sunt obosit, mai am momente care se simte sau mai greșesc. Care au fost primele cuvinte, dacă îți amintești, pe care le-ai învățat în România? Primele cuvinte au fost prostii, da. Ce faci? Bine? Asta au fost primele cuvinte. La început am gândit că am nevoie de un an și după un an pot să vorbesc românește, dar nu a fost așa de ușor, din păcat. Încă pot să înțeleg aproape tot, nu am probleme cu mă uit la televizor sau ascult radio aproape fiecare zi, dar să vorbesc este o altă poveste, e mai grau. Și încă am nevoie de timp, cred. Limba română este o limbă foarte ușoară, este puțin de spus ușoară, este puțin de spus fața de limba noastră, arabă, este mult mai ușoară. Fața de limba engleză este mult mai ușoară, fiindcă în limba română ce pronunți, acolo scrii și acolo e corect. În limba engleză, ca să spun cuvintul little, nu are cum să iasă, că în limba română sunt mai multe cifre, sunt litere care se manincă prin vorba. Iar în limba română este o limbă foarte ușoară, mi-a plăcut, nu știam nimic, la început ne arăta doamna profesor prin poze și arăta asta înseamnă o fată, asta înseamnă un băiat, urma. Și a fost ușor, n-a fost greu. M-am născut în Siberia, în Krasnoiarsk, și atunci când m-am mutat, ca să fiu sinceră, n-a fost așa de ușor să mă adaptez unui nou oraș de 5 ori mai mare decât orașul meu natal. Și m-am gândit că ar fi lipsit de logică să învăț ceva ce puteam să învăț și la mine acasă. De aceea am vrut să aleg ceva un pic mai exotic și fiind îndrăgostită de felul melodios în care sună în general limbile de origine latină, mi-am ales română. La facultate ai studiat limba română. Ți-a fost greu la început? Destul de greu, să fiu sinceră. Ai avut profesori români? Am avut profesori ruși, de fapt, și vreau să mulțumesc frumos, nu doar pentru cunoștințele în domeniul limbii române, dar și, în general, pentru că m-au învățat să învăț. I speak Romanian. I do. People don't think I do because I don't. Generally, you won't hear me speaking Romanian, but some of my staff don't speak English. So I have to communicate with them somehow. And when I've been here for 14 years, I have picked up a lot. I don't speak it fluently, but I definitely speak enough of it. I understand it. European se acordă an de an acelor idei inovatoare, acelor inițiative în domeniul predării, atât predării, cât și învățării limbilor străine. Fiind în același timp și o recunoaștere a calității proiectelor, prin intermediul cărora Comisia Europeană a reușit să finanțeze aceste inițiative, în cadrul programului de învățare pe tot parcursul vieții. Permanenți și, de fapt, prietenii noștri, că după atâția ani de zile în cadrul parteneriatului strategic pe care reprezentanța o are cu Ministerul Educației, cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale, cu
cu Departamentul pentru Relații Interetnice a Guvernului României, deci cu acești prieteni și parteneri ai noștri, am făcut mai multe evenimente. A avut loc în data de 26 septembrie o conferință foarte interesantă pentru traducători care se numește Valoarea adăugată a serviciilor de traducere și interpretariat profesioniste. După aceea, în ziua următoare la Cărturești, Verona, a avut loc un alt eveniment organizat împreună cu EUNIC, cu rețeaua Institutelor Culturale, sărbătoriți cu noi Ziua Europeană a Limbilor, care înțeleg că, la fel ca și în anii trecuți, a adus foarte multă lume interesată și asta iarăși este un semn bun că în fiecare an crește numărul de participanți la aceste evenimente. Limbile pot fi considerate ca acea țesătură prin care se înserează viața noastră economică, culturală și socială. Într-adevăr, dacă ne uităm puțin și suntem atenți, vedem că nu numai Uniunea Europeană, Comisia, noi toți considerăm că limba este acel instrument prin care noi putem să ne cunoaștem mai bine, să ne cunoaștem valorile, cultura fiecăruia. Ceea ce ne interesează mai mult de tot, ce este prezentul și, evident, ce putem să facem pentru un viitor al calității, nu numai prin vorbe, pentru că vorbele sigur pot fi rostite, avem atâtea ocazii să o facem și astăzi e unul dintre ele, una dintre ele, aceste ocazii, dar ceea ce trebuie să dovedim prin munca noastră este exact această calitate. Pentru că există o serie întreagă de motive pentru care învățarea limbilor străine ocupă un loc important, atât pe agenda politicilor naționale, cât și pe agenda politicilor europene în acest domeniu. Primul dintre aceste motive este, desigur, faptul că limbile străine reprezintă o parte esențială a identității noastre ca cetățeni europeni. Nimic nu oglindește mai bine deviza Uniunii Europene, unitate, universitate, decât cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, numeroasele dialecte care sunt vorbite în statele membre, precum și limbile minoritare. La nivel practic însă, limbile străine constituie instrumente valoroase pentru a beneficia de cele mai frumoase experiențe ale vieții, atât la locul de muncă, pe parcursul studiilor sau în călătoriile pe care le facem fiecare dintre noi. Într-o lume din ce în ce mai interconectată și mai competitivă, cunoașterea limbilor străine este o competență esențială pentru noi toți. Ideea de a promova calitatea în domeniul proiectelor legate de predarea și învățarea limbilor străine, partenerii au avut drept obiectiv să studieze, să analizeze proiecte care au câștigat European Language Label în 18 țări europene în decursul mai multor ani, începând de prin 2008 până acum, și să creeze o bază de date care să servească drept inspirație, să zicem, și punct de informare
pentru oricine care poate fi interesat și care dorește să inițieze un proiect în acest domeniu. Acordarea certificatelor europene lingvistice. Ne-am propus să promovăm interesul elevilor pentru studiul limbilor străine. Cum le-am făcut? Prin sondaj de opinie, am cercetat, schimb de experiență, instruirea partenerilor și formarea profesorilor. În proiectul nostru a avut o serie de produse, numeroase, cum ați văzut. O să vă vorbesc pe scurt despre două dintre ele, despre o analiză comparativă a opiniilor elevilor privind studiul limbilor străine, analiză comparativă făcută pe elevii și studenții din România și elevii și studenții din Turcia, analiză care ne-a arătat multe similarități, multe puncte comune pe care le au elevii, dar și mici diferențe. Dar ca o concluzie generală, sunt puncte comune pe care elevii le au. Sunt pasionați de studiul limbilor străine, acordă o importanță, înțeleg importanța studierii limbilor străine, iarăși un punct comun, profesorul de limbi străine este văzut ca un mentor. Limba în care lucrăm de obicei este limba germană, limba germană ca limbă străină. Deci combinăm învățarea unei limbi străine cu învățarea unei discipline artistice și chiar interdisciplinaritatea în cadrul artelor. Iar misiunea ArtCrowd pe termen lung este de a crea parteneriate funcționale între profesori școlari și elevi pe de o parte și artiști profesioniști pe de altă parte. Așadar, se creează un triunghi educativ pentru includerea atelierelor de arte vizuale și teatru în școlile românești de stat. Mesajul nostru ar fi că artele, respectiv artele vizuale și teatru, alături de o limbă străină, sunt absolut necesare în educația copiilor de la 7 la 18 ani. Proiectele noastre confirmă interesul pentru tot ce înseamnă învățare de calitate, pentru tot ce oferim noi, și a avut un impact deosebit asupra elevilor noștri, pe care îi prezint aici și rog să vă informeze ce am făcut în acest proiect, care ne-a dus această certificare. Împreună cu partenerii noștri, elevii și profesorii din Școala Virgen de la Paz din Gohar, Spania, am pornit în căutarea rădăcinilor noastre comune, sub toate aspectele, dar mai ales în ceea ce privește limbile materne, româna și spaniola. Am aflat astfel că amândouă la bază aceeași limbă, latina. Am descoperit rând pe rând și alte aspecte comune care ne-au adus împreună pentru totdeauna și care ne-au făcut conștienți de apartenența noastră la ginta latină. Viziunea universității care a preluat proiectul ca un instrument, ca o formă de întâmpina nevoi ale unui public extrem de interesant cu care universitatea lucrează în ultima decadă, este aceea de a integra cei 2000, aproape 400 de studenți internaționali pe care îi avem la universitate, într-o manieră inclusivă, de natură socială, de natură vocațional-profesională pentru învățământul medical și, de ce nu, de natură culturală, interculturală și plurilingvă și multilingvă. Învățarea unei limbi străine nu constituie un scop în sine. El este un instrument pe baza căruia, într-o societate, se apără demnitatea
toleranța și progresul. Învățarea unei limbi străine este un început pentru a cunoaște și a înțelege pe celălalt, care este poate altfel decât tine, dar este împreună cu tine. Ceea ce este cu totul și cu totul nou este prezența metodelor, tehnicilor folosite în teatru în întreaga unitate de învățare, deci de la încălzire, de la activitățile de încălzire, de debut, la activitățile de introducere a noilor noțiuni, exersare și așa mai departe. Sunt Anca Colibaba, sunt președintele executiv al Fundației Euroet din Iași și sunt extrem de bucuroasă să fiu la acest eveniment astăzi aici, la reprezentanța Comisiei Europene, pentru că unul din proiectele pe care l-am derulat în ultimii 2-3 ani la Fundație, proiectul Glotodrama, a primit premiul întâi pe anul 2014 în ceea ce privește calitatea proiectelor lingvistice. Certificatul acesta se numește Language Label și vorbim în cunoștință de cauză că este un premiu foarte important pentru că întâmplarea face că am mai câștigat încă 5, deci acesta este al 6-lea, dar e cel mai important, că e cel mai recent și este foarte important pentru că beneficiarii au fost de față. Este vorba de Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, pentru care acest proiect a oferit o nouă posibilitate de învățare rapidă și plăcută a limbii române pentru comunitatea de studenți internaționali foarte numeroasă, de aproape 2500 de studenți, pe care universitatea îi găzduiește și învață conținut medical în diferite limbi, dar această comunitate mare de studenți internaționali din peste 80 de țări trăiesc și locuiesc 6 ani de zile, dacă nu mai mult, în România, în Iași sau în alte universități de medicină, deci au nevoie, fără îndoială, în activitatea practică, mai ales pe care o desfășoară în spitale, de limba română. Am pregătit 4 diplome celor 4 reprezentanți ai inspectoratelor din județele cărora astăzi au fost premiate proiecte și mă refer aici la doamna Maria Ștefania Manea, din partea Inspectoratului Școlar al Municipului București. Doamna Luminița Mocanu, din partea Inspectoratului Școlar Județean Brăila. Vă rog frumos. Și ne mulțumim. Doamna Gabriela Conea, Inspectoratul Școlar Județean Iași. Și doamna Landiana Mihnevici, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. Vă rugăm să ne povestiți despre experiența dumneavoastră ca student Erasmus. Experiența mea ca student Erasmus s-a desfășurat pentru un an de zile în orașul Torino din Italia și a fost de fapt experiența care m-a deschis către lume și lumea s-a deschis către mine. Trebuie să menționez faptul că nu știam foarte bine limba italiană atunci când am început această experiență, însă pe tot parcursul experienței, în contactele de zi cu zi și în cele academice, am dobândit pe un avantaj competitiv acela de a vorbi limba italiană, dar mai ales am învățat să interacționez cu persoane din întreaga lume și să stabilim prietenii pe viață. Ce ați studiat? Am studiat științe politice la Universitatea din Torino. Asta cumva v-a îndreptat către actuala dumneavoastră funcție? Desigur, a fost un pas important în condițiile în care în prezent mă ocup de implementarea programului Erasmus în România. De asemenea, a fost experiența care a deschis drumul către o a doua experiență de studii în străinătate pe care am desfășurat-o la Universitatea din Lund, din Suedia, și a fost o experiență tot în domeniul afacerilor europene. Sunteți prieteni, sunteți. Mulțumesc! Cum vă simțiți la evenimentul nostru de astăzi? Cum vă este? Ca de fiecare dată mă simt extraordinar pentru că este o încântare să fiu alături de dumneavoastră, alături de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale, dar mai ales alături de câștigătorii premiilor care depun o activitate extraordinară care merită felicitările noastre. Sunteți mândri de olimpicii noștri? Ca întotdeauna.
sunt cei care ne reprezintă probabil cel mai bine peste hotare, pentru că dau întreaga aia măsură a școlii românești, a sistemului educațional din România. Ați avea un mesaj pentru ei? Suntem tineri la început de drum, ce ne ziceți? Să continuați pe acest drum, pentru că prin seriozitate, prin munca în echipă și prin studiul aprofundat este modalitatea cea mai bună pentru a reuși în viață. Mulțumim frumos! Și eu mulțumesc! De la ce înseamnă programul de învățare pe tot parcursul vieții la Erasmus Plus, la Focus pe Impact, cum în plus față de mobilitățile individuale care erau finanțate în programul anterior, acum focusul este pe dezvoltare profesională și personală în cadrul instituționalizat. Excelență lingvistică și, bineînțeles, a pornit de la premisa că este foarte important să cunoști o limbă străină. Fie că ești olimpic, fie că ai alte rezultate deosebite, e important. Dar, dincolo de asta, cunoașterea unei limbi străine nu îți oferă neapărat garanția unei interacțiuni constructive cu altă cultură. Trebuie să fii capabil să înțelegi diferențele culturale, să te adaptezi la diferențele culturale, să știi exact cât poți să cedezi, cât poți să cedi de la celălalt, astfel încât interacțiunea să fie una constructivă. Au un imn care se numește Chelem Elem, un steag pe jumătate albastru, jumătate verde, care reprezintă câmpia și cerul, libertatea acestora și faptul că ei de-a lungul timpului au migrat foarte mult și în mijloc o roată cu 16 spițe de culoare roșii. Thank you.
am discutat de asemenea despre ce înseamnă să fii traducător sau ce înseamnă să fii interpret, cu avantajele și dezavantajele acestor profesii, fiecare valoroasă în felul ei, fiecare foarte importantă în activitatea de zi cu zi, internă sau internațională, care sunt criteriile pe care le are în vedere un angajator. Poți să fii plin de diplome, dacă nu treci cu bine o probă practică, știți bine că este hotărător. Vatavu, reprezint actor, Asociația Culturală pentru Teatru și Origami din România și sunt profesor în context TEF pentru voluntarii pe care îi găzduim. Lucrez în acest domeniu de aproximativ 5 ani, mai exact în 2009, când am avut primul proiect cu voluntari străini și încă de atunci îmi bat capul, să zic așa, pentru a le aduce mai aproape, nu știu, cultura și limba românească. Ce sens are limba română pentru mine mai întâi? E o formă de a-mi înțelege propria identitate, de a-mi înțelege cultura și locurile de origine și încerc în fiecare zi prin metode noi, interactive, non-formale, dar și uneori formale, e nevoie, să-i fac și pe cei care își petrec un an de zile aici să înțeleagă unde au venit, să înțeleagă societatea românească, mentalitatea noastră, dar și să se descurce mai bine în traiul de zi cu zi. Referitor la celelalte limbi străine pe care le cunosc, am început din liceu, unde am studiat japoneza intensiv, pe lângă engleză, franceză, cele obligatorii, să spun așa. Am întâmpinat foarte multe probleme cu latina, nu am reușit niciodată, nu voi reuși, vreau să cred că este moartă și atât. Și mai departe am continuat cu japoneză și cu portugheză, o limbă de care m-am îndrăgostit într-una dintre primele mobilități la care am luat parte, mai exact un youth exchange din Danemarca, unde era un grup de portughezi. Și am fost atât de, aș vrea să evit acest cuvânt, dar n-am cum, frustrată că nu am reușit să înțeleg ceea ce se întâmplă acolo, încât mi-am propus ca după finalizarea liceului să mă înscriu la universitate și să învăț această limbă pe lângă japoneză. Treptat, lucrurile au luat o altă întorsătură în viața mea și am ajuns profesor de română, de cele mai multe ori prin engleză, pentru că, din păcate, zic eu, este singura limbă comună tuturor și reușim doar așa să ne înțelegem. Însă este foarte dificil să predai româna prin engleză, întrucât lucrurile în comun dintre aceste două limbi sunt aproape de zero. Dar având în vedere că lucrăm cu oameni din toată Europa și chiar și din afara Europei, trebuie să găsim o cale comună de a ne înțelege, folosim engleza la infinit. Ce pot să spun despre aceste limbi străine? Așa cum am mai fost discutat și aici, consider că este un mod de a ne înțelege, poate fi un instrument de a dobândi alte competențe, dar poate reprezenta și o meserie în sine. După terminarea masteratului mi-am formalizat, să zic așa, cunoștințele și am obținut autorizația de traducător pe japoneză și portugheză. Însă, așa cum am spus, în viața de zi cu zi sunt profesor de limba română. Astfel dormea el acolo, încercat de iescul în sân, somnul și fruda cea grea dovorându-l. Atunci Atena versă în obștea pe acilor până în frumoasă cetate. O zimoară, în exul sărășluiau cifteria întinsă, lângă ciclopii uriași și temeți. Luminat. Iar lângă ea două slujnice verde, frumoase haripe, lângă reușii canatul, deoparte păzindu-le închise. Iar zeița ca boarea de vânt trecu peste așternuturi. Lasă-ți în aer, în vașă, în soboare de rogă, ți-i hultă.
Ich will deine Gehilfin sein, damit du geschwinder fertig werdest. Denn Mädchen, du bleibst nicht lange bei Jungfrau. Diese saß an dem Herd, umringt von dienenden Weibern, drehend die zierliche Spindel mit purpurner Wolle und jener Ratsversammlung, wo die Elen verjachten ihr Riefen. Wóz koleśny wytoczył, stoi przed wystawą. Wiodą muły, zaprzężna idzie do szelfara. Na łzyka z komory znosi co niemiara cienkich szat i bielizna. Wóz naładowywa. Beautiful clothes and set out for home. The bright eyes guard the setting, had other ideas, and arranged for Odysseus to wake up and see this lovely girl who was to serve as his escort to the Venetian city. Io mi inchino, signora, sei dea o sei mortale, sei dea tu sei di quelli che il cielo vasto possiedono. Artemide, certo, la figlia del massimo Zeus, per bellezza e grandezza e figura mi sembri. Ma Zeus Olimpio lui stesso divide fortuna tra gli uomini, buoni e cattivi, come vuole ciascuno. A te, dato questo, bisogna che tu lo sopporti. Ora però che sei giunto alla nostra terra, alla nostra città, né quando ti mancherà né altra cosa. Si dico che io sia parlato di un cuore raccontarsela alla città, e intanto, eliminando Odisseo, si lavava nelle rio chitando del suo cuerpo il sarro del mare che le divide le spalle, e lo sangiuro sus hombros, y si limpiava la cabeza della espuma che nella había dejado el mare stesso. Io non ti sto ni fuori a più, tu sapete. Mert az imént még útnak tűnt, nyomorultak előttem, most meg olyan, mint isteneink, az égben rakósak. Bárcsak ilyen telefonokon, van lesz egy kicsit élni, hogy koska zsori. De jobb most is, hogy kell én kicsit egy nagyon szív, a nos üdesze balon, hogy gondolom lesz a munkásért a gondolom a jes. Ekkor tudom, hogy van lesz, hogy tudok a mokferte beletom, és a dolgozik. Rest olimpica la limba engleză. Ecuțean. Stai că e o întrebare grea. De câți ani sunt olimpică? Da. Bun. Vreo 4 ani. Din clasa a 9 am tot fost pe la olimpiade. Am ajuns în clasa a 9 și a 10-a la națională, după care am renunțat la olimpiadă. Iar în clasa 11 am câștigat un concurs organizat de Uniunea Europeană. Am luat locul întâi pe țară. A 12-a la Colegiul Național Radu Greceanu din Slatina. Spune-ne despre cum te-a ajutat pe tine limba engleză, nu ca să câștigi concursuri, ci în viața ta de zi cu zi. Îmi place foarte mult să călătoresc, am fost în foarte multe țări și este o nevoie esențială atunci când călătorești să știi bine o limbă ca să te poți descurca. În plus, m-a ajutat să-mi fac select prietenii cu oameni din alte țări și este platforma mea de lansare către ceea ce vreau să fac mai departe. Ce? Să mă stabilesc într-o țară străină, Olanda, și ca să ajung acolo îmi trebuie, bineînțeles, limbile străine. Ce știi ca și limba străină în afară de engleză? Germană. Și vreau să învăț olandeza. Ce mesaj ai pentru tinerii care... Bine, engleza deja este o limbă pe care toată lumea știe, toată lumea știe, da. Sau de la televizor. Ce părere ai despre chestia asta? Pentru că tu o știi corect și aproape complet, iar masa o știe, de pe Facebook. Măcar știu o parte din ea. E în regulă și atât. Ar fi bine mai mult, dar dacă nu sunt interesați... Cum ne-ai încurajat tu să învețe corect și nu de pe Facebook numai sau din filme limba engleză pe care tu o iubești? Sincer? Da, sincer. O întrebare destul de grea, mai ales că eu de acolo am învățat-o. Nu știu, să încerce să o învețe de la vârste cât mai fragede, atunci se întipărește gramatica mult mai ușor. Citești limba engleză? Da. Și ai jucat vreodată în limba engleză? Da, da, da. Am jucat în piese de teatru organizate de școala mea, în Romeo și Julieta, spre exemplu. Și cum ți s-a părut limba engleză a lui Shakespeare față de engleza? Un pas înainte. Un pas, da? Bine. Mulți kilometri. Am 16 ani, învăț la Colegiul Național Spiru Haret și experiența cu Olimpiada e destul de nouă. De anul trecut am început și
Da, cam asta e. Ideea e că eu am fost la limba germană maternă și nu puteam să particip la olimpiadă de germană ca limbă străină. Și de când m-am mutat la un liceu cu predare în limba română, am putut să particip la o astfel de olimpiadă. Înțeles. Scuză-mă, începând organică. Spune-mi, te rog, cum consideri că germana te-a ajutat? Sincer, pe lângă experiența pe care am avut-o cu olimpiada, care a fost chiar o experiență extraordinară, am cunoscut o grămadă de oameni minunați. Pur și simplu, prin simplu fapt că sunt atâtea țări vorbitoare de limba germană, mă ajută. Adică, în momentul în care ajung în Austria sau în Germania și eu chiar înțeleg ce spun oamenii acolo, nu știu, simți că poți face parte din mai multe culturi. Simți că aparții, cum să spun, unei categorii mai largi, nu știu cum să mă exprim. În orice caz, te ajută. Te ajută, practic, să te integrezi oriunde ai merge. Intenționezi cu liceu să studiezi în limba germană undeva în ziua? Sincer să fiu, mi-ar plăcea să fac în continuare, să urmez medicina. Așa încât, probabil, voi studia în România, deoarece facultatea de medicină din România este foarte bună. Dar, pe mai departe, într-adevăr, mi-ar plăcea să trăiesc într-o țară vorbitoare de limba germană, pentru că mă atrage percepția lor, gândirea lor, pur și simplu mă simt foarte bine la ei. Spre exemplu, în Austria m-aș duce oricând, la orice oră. Limba germană nu e limba engleză, nu e atât de populară. Chiar nici precum franceza. Ce mesaj ai avea pentru un eventual posibil vorbitor sau învățăcel de limba germană? Nu numai pentru un posibil învățăcel limba germană, pentru un posibil învățăcel de orice limbă străină mai puțin vorbită. În momentul în care cunoști o limbă pe care alții nu o cunosc, ai un mare avantaj, pentru că e pur și simplu asul din mâneca ta. E ceva ce tu ai și nu-ți poate lua nimeni și știi că vei ieși la suprafață prin acest lucru. Te vei face remarcat fără să mai ai nevoie de altceva. Sunt la Colegiul Național Ion Neculce din București, am 17 ani și sunt la profil Mate Info Bilingv Italiană. Mate Info Bilingv Italiană și Olimpică la Italia? Da, am luat premiul întâi pe țară anul trecut, când eram clasa 10, acum stau 11. Ai mai avut alte experiențe cu limba italiană înainte de liceu? Da, eu sunt, tatăl meu este italian, sunt nativă de italiană și merg foarte des în Italia. Italia este o parte din mine și de fiecare dată când plec de acolo simt cum se desprinde ceva din mine și sunt foarte strâns legată de această țară. Am fost și în Trnava la olimpiadă și merg oricând pot în Italia și am foarte mulți prieteni acolo, interacționez cu ei mereu și vorbesc mereu, aproape mereu limba italiană și în familie și cu ei. Intenționez să te muți acolo? Da, mă gândeam după ce termin liceu să încep o facultate acolo și să stau acolo câțiva ani să fac experiențele mele. Și mulți oameni români lucrează în Italia pe principiul că e destul de aproape și că se învață în limba italiană fiind foarte apropiată de limba română. Da, știu. Păi, în primul rând, atât româna cât și italiana sunt, se provin din limba latină și, într-adevăr, se aseamănă foarte mult. Și, deși mi se pare că limba italiană este mai ușoară decât cea română, și la fel și eu intenționez să mă duc acolo, mai ales că e ca a doua casă pentru mine și am și casa acolo și n-ar fi chiar așa de greu să mă mut acolo. Încearcă să învețe limba italiană sau, în general, pentru cei care vor să învețe o limbă străină? Îi sfătuiesc să învețe orice limbă străină, deoarece prin acest mod au ocazia să socializeze cu alte persoane străine și când merg într-o țară pot să vorbească și să se descurce și să nu facă doar pe turiștii. Mă numesc Andreea Gogonașu, am 17 ani și învăț la liceul la Colegiul Național Mihai Viteazu din București. Și eu am terminat liceul Mihai Viteazu, cum ți se pare? Foarte greu, dar cred că am perspectivă pentru viitor, deoarece dacă lucrez într-un mediu în care mi se solicită foarte mult, nu știu, aptitudine și calitățile, pe viitor o să fiu mai competitivă și o să demonstrez mai mult. Ce clasă ești? A 11-a. Cum se face că la Mate Info
totuși tu ești olimpică la ce? La limba spaniolă. Cum? În primul rând pentru că mi-am dorit foarte mult să învăț limba spaniolă și cred că acest liceu a fost singurul care mi-a oferit posibilitatea să învăț în continuare ceea ce eu îmi doresc, dar să am și un viitor înainte, adică să mă gândesc că învățând o limbă pot să o combin cu abilitățile de informatică, cu fizica, cu matematica și așa în viitor să am mai multe calități pentru a obține un serviciu mai bun. Vei aplica pentru o bursă în Spania? Da, asta îmi doresc cel mai mult. Doamna Sepciu. Doamna Sepciu, mi-am fost și mie probă de opționat. O să te ajute, ce ai recomandat? Spune-mi, te rog, ce mesaj ai pentru cei care ar dori să învețe limba spaniolă și nu numai din teren? Care ar vrea să o învețe serios? Mi se pare că este o limbă de viitor și te poate ajuta foarte mult, deoarece jumătate din America, adică aproape toată America Latină o vorbește și te poți descurca foarte bine. Și poți învăța cultura și îți poți îmbunătăți nu doar vocabularul, dar și cunoștințele despre altă lume. Poți interacționa cu alți oameni și îți poți crea noi conexiuni. 15 ani, clasa 10, la liceul teoretic Ion Neculci, din București. Limba italiană. Care e povestea ta cu limba italiană? Am început să studiez această limbă încă de mică. Când m-am înscris la școala italiană din Tunisia și a fost o mare provocare, deoarece eu nu știam absolut deloc această limbă și am reușit până la urmă să învăț, deoarece am fost foarte ambițioasă și am încercat să mă adaptez standardelor de la acea școală. Părinții mei au obținut un post acolo și am fost nevoit să ne mutăm încă de la vârsta de 2 ani. M-am mutat acolo împreună cu familia și... Când ai revenit în România? Acum 2 ani. Acum cum a fost? Păi a fost foarte greu la început pentru că eu îmi făcusem foarte mulți prieteni și școală, aveam acolo școală, aveam prieteni. Dar până la urmă am reușit să mă adaptez și de această dată. De ce limba italiană și nu altă limba? Pentru că inițial am vrut să mă scriu la școala franceză, însă nu mai erau locuri și așa, din întâmplare, am ajuns la această școală. Și acum îți și place? Acum îmi place foarte mult, sunt îndrăgostită de limba italiană. Da. Vrei pleca în Italia? Eu cred că da, adică așa sper, încerc să nu-mi fac planuri, dar mi-aș dori foarte mult să ajung acolo, da. Ce mesaj ai pentru oamenii care se străduiesc în viața? Eu le transmit să nu se dea niciodată bătuți, pentru că și pentru mine a fost foarte greu la început, dar să nu se dea bătuți, să-și urmeze visul și să fie puternici, să ajungă acolo unde își doresc.